dacă pe undeva. Și am aici un instrument, două, de fapt. Da, la unul v-am pregătit și un filmuleț, să vedeți și cum sună. El se numește hang. E un instrument din oțel, care arată așa, ca o farfurie zburătoare. Pe dedesubt, e la fel ca deasupra. Adică e ca o farfurie, da? Sunt un fel de două farfurii lipite. Iar pe dedesubt are o gaură. Pe acolo intră aerul și el, interpretul, bate cu degetele, inclusiv în găurelele alea și pe el. Și astfel o să scoată niște sunete foarte drăguțe, o să vedeți. Eu l-am auzit și live și sună foarte, foarte frumos. Iar asta din dreapta, Boran se numește el, e o tobă specific irlandeză, pe care anul trecut a venit Ștefan, elevul de la clasa 8-a, să ne cânte la ea. Anul ăsta a zis că vine și n-a mai putut să vină. Și nu v-am adus niciun filmuleț cu ea. Pune o mână în spate și cumva merge cu mâna continuu, circular, și cu toba, cu bețișorul ăla bate așa pe toate părțile, da? Ceva de genul ăsta, și în timpul ăsta învârte mâna aia și scoate niște sunete foarte drăguțe. Hai să vadă filmulețul pe care l-am pregătit eu cu hangul. Mie îmi place foarte mult cum sună. Și cred că o să vă placă și vouă.
A plăcut? Da! Căutând, s-a terminat hangul. Eu căutând despre el pe internet am văzut că a apărut și în România. Adică, nu știu, scria la un moment dat acolo că a fost un concert cu cineva care a adus instrumentul în România și a susținut un concert. Da, n-am știut de el atunci să mă duc. Deci el a plecat din Elveția și a mers în toată lumea. Și mi s-a părut interesant să vi-l aduc și vouă. Și aici mai am câteva lucruri pe care vreau să vi le spun. Vreau să vă spun că multe dintre obiectele uzuale pot fi folosite ca instrumente muzicale. Pahare sau sticle goale, umplute cu apă, nisip, pietricele, tuburi din plastic, lemn sau metal. Și am câteva filmulețe care sigur o să vă placă. Am unul cu niște tuburi. Cu niște tuburi, așa că din plastic sau din metal. O să vedeți că sunt mai... o să se schimbe sunetul, o să se joace ei cu tuburile și o să se schimbe sunetul.